Care credeți că a fost calculul lui Putin în cazul atentatului din Marea Britanie? A existat un calcul al lui? A fost o întâmplare că... Dacă a fost un calcul, a fost un calcul greșit. Nu faci un atentat pe 4 martie cu 2 săptămâni înainte de alegerile prezidențiale din Rusia și cu 5 luni înainte a campionatului mondial de fotbal care urmează să se desfășoare tot în Rusia. Logica, inclusiv logica putinistă, care nu întotdeauna în acord cu logica generală, spunea că trebuie să relaxeze. Amintiți-vă de Olimpiada de la Sochi, înainte de Olimpiadă, l-a eliberat pe magnatul Khodorkovsky, a eliberat Pussy Riot, cântărețele care au se închise în închisoare. E tocmai ca să câștige puțin bunăvoința vestului, simpatia presiei occidentale, tocmai pentru ca evenimentul Olimpiada de la Sochi să fie reflectat într-o manieră neutră, dacă nu binevoitoare. E bine, de data asta, cu două săptămâni de alegeri, acest eveniment, practic, aruncă un val de suspiciuni infondate pe date relevate de Ministerul de Interne britanic despre implicarea Rusiei în atentatul împotriva ex-colonelului GRU. Nu văd că Putin e interesat, câștigă ceva de pe urma acestui atentat în acest moment. Atenție! E vorba de moment. Eu nu cred că trebuia să transmită un mesaj în plus electoratului lui din Rusia ca să sporească cota de participare sau scorurile. Dar s-a spus că acest atentat schimbă regulile jocului. Dar acum, să spun așa, jocul spionilor va fi altul. Altele vor fi regulile care funcționează. Asta mi se pare partea cea mai gravă, pentru că s-au încălcat și obțin două linii roșii. În primul rând, după Stalin, pe moartea lui Stalin, în primii ani al lui Hrușciov, după 57, înființarea KGB-ului, după 60, practic modul de operare a KGB-ului în străinătate a suferit o veritabilă revoluție. Dacă înaintea perioada lui Stalin erau asasinați defectori, erau urmăriți și asasinați, după Hrușciov, în ultimul lui Hrușciov și după Hrușciov, defectorii n-au mai fost urmăriți pentru a fi asasinați. Dacă erau prinși pe teritoriul Uniunii Sovietice, erau condamnați cu procese și executați, dacă fugeau, în schimb, defectorii nu mai erau urmăriți pentru a fi uciși, linșați. Deci aceasta ar fi una din linii roșii care s-au încărcat. S-au încălcat cu această ocazie, să nu uităm, e vorba de Skripal, care a fost colonel GRU, care a fost schimbat în 2010 cu acea rețea de ilegali ruși din Statele Unite ale Americii. Și s-a mai încălcat o linie roșie, nu te atingi de niciun membru al familiei unui ofițer de informații. Prin otrăvirea fiicei Iulia Skripal, fiicei lui colonelului Skripal, deci s-a încălcat și această linie. Deci din acest moment, practic, nu mai există nicio regulă, nicio linie roșie care să funcționeze în lumea ofițerilor de informații. Oricând un ofițer de informații, el sau familia lui, pot fi în pericol mortal. Pot fi urmăriți în orice țară. S-a deschis o cutie a Pandorei, dacă vreți. Chiar familiile ofițerilor care sunt în misiune la poți și despre care ai detalii elocvente că e ofițer, știi gradul, știi unitatea militară, GRU, SVR sau FSB, atașați prin ambasade sau ilegali, pot fi oricând, pot cădea victimele unor astfel de acțiuni, de îndepărtare fizică, de ucidere, ei sau copiilor. Deci de asta mi se pare extrem de grav ce s-a întâmplat acum la 4 martie cu ocazia otrăvirii lui Skripal și a fiicei lui. Și cum vedeți, sunt îndeajuns de dure măsurile luate împotriva Rusiei de către țările occidentale? Bun, am de văzut ce măsuri pot și aceste țări occidentale lua împotriva Rusiei. Părerea mea este că nu au instrumente prea multe. Oricum, mi se pare foarte greu faptul că s-a ajuns aici, că Marea Britanie a permis
ca lucrurile să ajungă aici. Și s-a ajuns aici și datorită incapacității administrației britanice, de pildă. Am zis cum a reacționat în 2006 în noiembrie cu ocazia cazului Litvinenko, trebuie Litvinenko. Și atunci chiar Theresa May a fost ministru de interne. Theresa May a refuzat să admită în prima fază că poate fi vorba de o acțiune a Rusiei. Marina Litvinenko, soția lui Alexandru Litvinenko, a dat în judecată Ministerul de Interne și chiar pe ministra Theresa May pentru a obține, totuși a câștigat atunci procesul. Și amintiți-vă că s-a desfășurat cu uși închise, cât de greu a obținut familia Litvinenko câștig de cauză în justiție și faptul că, până la urmă, Marea Britanie n-a făcut nimic. Acum ai 20, doamne, ai un polițist în stare gravă, ai mai mulți oameni care acolo au fost contaminați foarte puțin cu această otravă extrem de puternică. Te întreb cum te-ai ajuns aici. Păi, în felul ăsta, neluând măsuri, Londra s-a transformat în ultimii 15 ani într-o destinație preferată a oligarhilor și mulți au relații foarte apropiate de Ucraina. Nu uitați că la Londra au fost împușcați unii oligarhi ruși, unii bancheri ruși, că la Londra avem pe găsitul Abramovici, apropiata lui Putin, apropiata lui Berezovski, avem o grămadă de oameni de afaceri ruși, foști oligarhi, care mor în condiții suspecte și Scotland Yard ridică cu grație din numeri, deși serviciile americane tot îi trag de mână pe britanii și spun că sunt cel puțin suspecte aceste cazuri de moarte și că ar trebui mai atent anchetate. Deci britanici, într-un fel, trebuie să plătească și plătesc, din păcate, pentru ei și pentru cetățenii britanici acum. Și nota de plată, a venit vremea notei de plată pentru ce s-a greșit în ultimii 15 ani în relație cu Rusia.